O scânteie purtată de vânt, provenită de la un coș de fum aflat la distanță foarte mică de depozitele de furaje, a aprins două gospodării de pe raza comunei Flăsinești. Incendiul a fost observat târziu, când flăcările au cuprins peste 160 de tone de furaje și un adăpost de animale. Puțin a lipsit ca flăcările să nu cuprindă și o casă. Totul s-a întâmplat marți după amiază. 20 de pompieri militari din cadrul gărzii de intervenție Săveni și voluntari din comună au intervenit aproape 5 ore pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor. Pentru a domoli flăcările a fost nevoie de multă apă, cele trei autospeciale de stingere cu apă și spumă fiind alimentată de mai multe ori. Misiunea pompierilor a fost una de durată pentru că trebuia verificat fiecare metru pătrat pentru a elimina riscul de reaprindere. Unul dintre proprietari a rămas fără 25 de tone de furaje, celălalt fără 140 de tone de nutrețuri și un adăpost de animale de aproximativ 70 de metri pătrați.